Au ales o meserie periculoasă, însă o fac cu pasiune. Cei trei pirotehnici din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea se confruntă zilnic cu pericole ce depășesc orice imaginație. De la bombe amplasate sub mașini sau în benzinării și până la proiectile neexplodate lăsate pe câmp încă din al doilea război mondial. Principala noastră misiune este asanarea teritoriului de muniție rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare. În general, muniția rămasă, care o descoperim noi, proiectile, de exemplu, sunt trecute prin gura de foc a tunurilor și din acel moment focosul se armează și nu se știe din ce cauză nu a explodat și este oricând pericol să explodeze. Sunt conștienți de pericolele la care se expun, însă spun că reușesc să treacă cu brio peste orice misiune, cu multă răbdare și autocontrol. De fiecare dată când o persoană găsește muniție neexplodată, cei trei intervin pentru preluarea, transportul și depozitarea acesteia în condiții de maximă siguranță. Începând cu primăvara, când încep lucrările agricole, chiar și curțile cetățenilor se sapă, se igienizează spațiile și cu această ocazie apar și diferite elemente de muniție. Cetățeanul nu trebuie să le atingă, să le miște, mai ales să le bage în foc, să le lovească sau altceva. Cel mai bine este să sune la 112. Plutonierul adjutant șef, Oancea Valentin, lucrează în cadrul inspectoratului de mai bine de 20 de ani, iar ca pirotehnist doar de un an. El este șoferul de pe autospecială, cel care are grijă ca proiectilul să ajungă în siguranță la destinație, unde ulterior va fi distrus. Ne intervenim împreună cu echipa pirotehnică din cadrul DIAS, care ne sprijină atât pe timpul transportului, mergând ca antemergător împreună cu cei de la salvare. Eu mă ocup de transportul bombelor pe care le găsim și ei ne ajută și merg împreună cu noi ca antemergător și ne sprijină foarte mult pentru că se circulă așa cum se circulă, știm cu toții, noi trebuie să avem anumite condiții. Bineînțeles că este periculos, de aceea avem și nevoie de sprijinul celor de la poliție să ne ajute ca să găsim un traseu cât mai liber, să evităm locurile aglomerate ca să nu punem în pericol populația. Pirotehniștii spun că cel mai important este sprijinul familiei. Ce spune familia? Familia este obișnuită cu asta. Nu știu cât de mult conștientizează, dar trebuie să facă cineva și această meserie. Bineînțeles. Familia, cum a zis și colegul, ne sprijină, n-au ce să facă, sunt alături de noi. Când mai vede la televizor, eu știu, soția sau copilul că a găsit un proiectil, nu vă sună, tati, ești bine? Ba da, evită, de multe ori evită să uite, că sunt periculoase, nu pot să știi, au stat atât timp în pământ, nu știm cum reacționează. De aceea noi încercăm să umblăm cu ele cât mai ușor, ca să nu avem probleme, dar este un risc, trebuie să ți-l asume cineva așa. Alături de cei doi pe teren mai pleacă și locotenentul colonel Marius Sorin Crețu, care nu a putut fi alături de noi din motive personale. Pe parcursul anului 2012, cei trei pirotehniști au executat 42 de misiuni de asanare.